Voi sunteți primii beneficiari. Așa, Basarabeasca. Peste 2000 de elevi din țară vor merge la școală cu autobuze noi. Pe 29 august, guvernul României a donat 40 de autobuze. Dan Perciun a oferit detalii despre contribuția părții române și aportul Ministerului Educației. 69 de autobuze care au fost procurate cu suportul guvernului României, investiția totală e 74 de milioane de lei, 70 de milioane cu suportul României, 4 milioane din bugetul nostru de stat. Până la final de an vom mai avea încă 10 autobuze dintr-un alt proiect al Uniunii Europene, deci anul ăsta în total o să oferim 79 de autobuze instituțiilor noastre de învățământ. Dan Perciun a mai adăugat că autobuzele vor ajunge la școlile din 17 raioane ale Moldovei, iar cele mai mari instituții de învățământ dintre acestea vor primi câte 5 unități de transport. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a menționat că țara sa nu este la prima acțiune de sprijinire a sistemului nostru educațional. Iar prin acest lot de autobuze credem că contribuim foarte, foarte serios la îmbunătățirea calității în educație. Nu este pentru prima oară. Microbuze școlare au mai fost donate Republicii Moldova în 2014-2015. Au existat programe de reabilitare a grădinițelor și unelor școli din Republica Moldova. Reprezentanții direcțiilor raionale de învățământ au remarcat că noile autobuze vor ajuta la economisirea timpului de deplasare, iar șoferii vor putea reduce numărul de curse. La nivel de raion avem peste 1000 de elevi care se transportă, respectiv unitatea de transport pe care am primit-o astăzi va acoperi necesarul pentru liceul teoretic din satul Visoca. Este o instituție de circumscripție cu 230, peste 230 de copii, din care sau către care se transportă 100 de copii în fiecare zi. În raionul Ungheni avem peste 1000 de copii care sunt transportați zilnic cu transportul școlar. Am beneficiat până acum din diferite proiecte și de la Guvernul României de 16 unități de transport. Astăzi o să fie al 17-lea. Suntem în așteptare a încă unui unități de transport. Șoferii autobuzelor școlare consideră că un astfel de cadou este absolut necesar pentru Republica Moldova. Школьники добираются на попутном, на этих рейсовых автобусах и битком толкают их детей. А так спокойно сел, приехал вовремя в школу, а гагаузе только один. По очереди будем возить сначала с одного села, вот так утром 2-3 рейса будем делать. Se estimează că celelalte 29 de autobuze vor ajunge în Republica Moldova la sfârșitul lunii octombrie.